Vii bătrâni să moară, să lase loc viilor tineri. Sunt trei căi pentru a ajunge la ruină. Femeile, jocurile de noroc și specialiștii. Cu femeile e cel mai plăcut, cu jocurile de noroc e cel mai rapid, iar cu specialiștii e cel mai sigur, spune Georges Pompidou. Titlul unei povestiri, Morții vârstnici să cedeze locul morților tineri, mi-a sunat foarte ciudat în anii când am descoperit literatura lui Milan Kundera. Novelele apărute în volum prin 69, perioada în care Ceosolacea de atunci era ca și România comunistă, sunt povești de viață ale unor personaje extrase parcă dintr-o piesă de teatru absurdului. Situațiile, conflictele, cel mai multe ori pare că nu au nicio logică. Se creează între ele tot felul de legături bizare. Cele șapte novele sunt scrise cu umor și ironia amară. Nimeni nu va râde, Mărul de Aur al Dorinței Eterne, Falsul Autostop, Simpozionul, Morții vârznici să cedeze locul morților tine, Doctorul Havel după 20 de ani, Eduard și Dumnezeu. Și titlurile sună bine. Autorul, de fapt, vorbește despre banalitatea vieții cotidiene, despre lipsa de caracter și frica de exprimare a sentimentului. Atunci ca și acum ne e frică. Altfel de frică, dar totuși frică. Iubirile caragioase descrise de Kundera sunt dovada că viața acestor personaje a devenit ea însăși caragioasă. Niște marionete în mâinile păpușarului comunist. Exact așa cum ne lăsăm și noi conduși mereu, mereu de alții care nu ne impun niciun respect, doar din comoditate sau din neglijența proprie. Povestirea morții vârstnici să cedeze locul morților tineri, un bărbat și o femeie se regăsesc după 15 ani pentru a constata cât de mult au îmbătrânit amândoi și pentru a sfârși într-o cameră înundată de lumină. Cel puțin eu acum o citesc în altă cheie. De ce? Fiindcă văd în fiecare zi că lumea a luat o raznă. Când se întâmplă lucruri de neimaginat în urmă cu doar câțiva ani, iar oamenii par din ce în ce mai derutați și mai vulnerabili. Pare că din ce în ce mai puțini dintre noi au curaj să se mai întrebe ce fel de viață ne propune viitorul, asemeni marelui regizor Andrei Șerban. Uriașul om de teatru cunoscut și respectat în întreg mapamundul a fost profesor de teatru la Columbia University din New York, de unde și-a dat demisia după ce, într-o primă etapă, i s-a spus că urmează să fie angajat un nou profesor, de preferință o femeie de culoare, care, dacă este gay, este foarte bine. N-a fost de acord, iar ulterior nu a fost de acord cu interpretarea unui candidat transexual care a ales monologul Julietei. S-a opus ca profesor să fie angajat doar pentru că face parte dintr-o minoritate și un actor bărbat să interpreteze personajul Julietei, o copilă de 14 ani. Pentru Andrei Șerban și, sper, pentru mulți, există totuși întrebarea: cum, Doamne, am îngăduit să ajungem aici și care sunt limitele neputinței noastre? Gestul marelui regizor este perfect argumentat și de Kundera. Citez: dacă îi spune numai și numai adevărul, numai ceea ce gândești cu adevărat despre el, ai intra în discuție serioasă cu un nebun și, în consecință, ai ajunge tu însuți să fii nebun. Așa e și cu lumea care ne înconjoară. Dacă m-aș îndărătnici să-i spun adevărul de la obraz, ar însemna să o iau în serios. Și ar lua în serios ceva atât de neserios, înseamnă să devii tu însuți neserios. Așadar, precum vezi, dragă frate, eu trebuie să mint dacă vreau să iau în serios pe nebuni și să nu devin unul dintre ei. În primul rând, a observat renumitul regizor care a cucerit America în deceniile 6 și 7, omul contemporan nu mai este preocupat de valoarea de adevăr a vieții sale. Societatea actuală și influența crescândă a ideologiilor extremiste, cum ar fi cea neomarxistă, progresismul sau opusul său, extremismul de dreapta, dar și goana după navul ține, îi obturează individului puterea de a se cunoaște pe sine. De asemenea, îi afectează capacitatea de a discerne. Se atentează la individualitatea sa. Trăim din ce în ce mai mult cantitativ, din ce mai puțin calitativ.
Trăim într-o minciună, nu credeți? Trăim prea mult în iluzie și prea puțin în adevăr. Trăiesc în minciună, în sensul că prefer să nu văd adevărul. Atunci, în această nebuloasă de creiere, apare specialistul, cel care întotdeauna are soluții. Este expert. Are numai 30 de ani, dar are soluții pentru tot. Este contabil, însă are rezolvările sufletului uman în buzunarele de la piept. Mari specialiști în orice, după cum vedem, n-au apucat să treacă prin viață și nici prin biblioteci. Ei s-au format mai ales prin cursuri organizate de ONG-uri, în grupuri, inventându-și patalamale care de care mai frumoase și mai hilare. Avem experți în anticorupție, în antiglobalism, avem contabili care ne învață să simțim piețele, genii ale nutriției, specialiști în comunicare, în artă, de orice fel. Mai ales în nutriție, psihologie, sex, rachete și război, în avocatură și justiție. Toți abia ieșiți din prima tinerețe, în marea lor parte, fără a fi avut vreodată vreun serviciu adevărat, făcând doar consultanță, o altă formă artei de a vinde aer, practicată din ce în ce mai mult de aceste fete și băieți care și-au petrecut tinerețea în fața smartphone-ului, conectați mai tot timpul la dializa ONG-urilor neomarxiste ale lui Soros. Numărul lor crește în fiecare zi. Cu cât apare o nouă generație de tineri lene și suficient de deștepți să se înțepe la dializa ONG-urilor, care nu pregătesc să lupte împotriva generațiilor mai vârstnice, generații așteptate, împotriva generației expirate. Dar cum Dumnezeu se încăpățânează să-i țină pe experați mai mult decât și-ar dori proaspeții specialiști cum aspect de pitici de grădină, babyface choir doc cu costum și cravată, cei care inundă televiziunile neapărat, se lucrează la o soluție care seamănă din ce în ce mai mult cu o altă soluție finală pe care o știm din istorie. Un profesor de economie de la Universitatea Yale uimește propunând sinuciderea în masă a persoanelor în vârstă pentru a ușura statul. Yusuke Narita și-a apărat punctele de vedere spunând: simt că singura soluție este destul de clară. În cele din urmă nu este sinucidere în masă, ci seppuku în masă a persoanelor în vârstă. Profesorul mai susține că acest lucru ar permite generațiilor tinere să-și croiască drum în afaceri, politică sau alte domenii. Sinuciderea în masă a persoanelor în vârstă pentru a rezolva problemele economice asociate cu îmbătrânirea populației, acesta este soluția. Combinată cu eutanasia, iată un proiect care ar putea deveni obligatoriu în viitor. Teoriile profesorului Narita au ajuns la apogeu internațional în urma unui articol publicat de New York Times. Posibilitatea de a o face obligatorie în viitor va fi discutată mai devreme sau mai târziu, spune profesorul, care a citat cazul mamei sale, care a avut un anevrist la 19 ani, spunând că aceasta cheltuia 100.000 de ieni pe lună pentru a o trata. Propunerile sale au redeschis cumva dezbaterea asupra problemelor lumii și, în general, a unei bune părți a societății occidentale. Profesorul Narita are sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale, care sunt în mare parte tineri frustrați, care cred că progresul lor economic a fost împiedicat de o societate gerontocratică. Ce ar mai fi de spus? Asta e viitorul. Ne vor asista specialiștii care nu vor ști nimic decât ceea ce li se inoculează de către un neomarxism gol de orice etică sau moralitate. Ne vor obliga să facem cozi la centrele de eutanasiere, iar noi le vom mulțumi că ne ajută să nu mai fim prezenți între lume care ne face greață. Dar Kundera nu va mai fi aici să scrie povestiri și atunci vreun expirat, poate inspirat, va fi în stare, înainte de a se sinucide, pentru fericirea fiului sau fiicei lui, să scrie o novelă cu titlul Vii bătrâni să moară, să lase loc viilor tineri.